legislație de funcționare din partea ISU, mai puțin 8 școli și o să vă și spun despre ce este vorba la fiecare dintre ele. La școala 18, unde noi operăm o extindere, pentru că acolo sunt copii care învață în 3 schimburi. În momentul în care va fi făcută recepția la noua lucrare, va trebui ca la recepție să-i chemăm și pe reprezentanții de la ISU pentru obținerea autorizației de funcționare. Până atunci nu este nicio problemă, e o chestiune procedurală, dacă vreți, ca să se întâmple acest lucru. La grădinița Otilia Cazimir, de pe strada Unirii, numărul 64, nu este emisă autorizația de construcție sau certificat de urbanism pentru niște modificări care s-au făcut acolo. Deci nu există nici autorizația ISU, urmează de asemenea să facem, să intrăm în legalitate, practic, cu această grădiniță. La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a fost vorba de o schimbare de destinație din spațiul de morări în spații de activități didactice. Aici, de asemenea, există avizul PSI, dar în momentul în care va fi făcută recepția, va putea să obțină și autorizația. La grupurile școlare Bibescu și Hodobleja, după cum știți și dumneavoastră, sunt în reconstrucție, practic, putem să spunem, pe finanțare europeană. Au aviz Bibescu din 2008, Hodobleja din 2011 și după ce vom termina lucrările la sfârșitul acestui an, de asemenea, va trebui să invităm reprezentanții ISU la recepție. Deci avizul este dat în 2008 la Bibescu pentru că la vremea respectivă au încercat să intre pe un proiect de finanțare europeană și la Hodobleja la fel în anul 2011. După cum vă aduceți aminte, probabil că am mai discutat acest subiect, s-a oprit finanțarea. Timp de câțiva ani, Ministerul Dezvoltării nu a pus cota de cofinanțare, dar am reușit anul acesta pe la început ca să deblocăm această finanțare și să se reia construcția acolo. În momentul în care vom face recepția, vom putea să obținem și autorizația. La Elena Puza, reabilitare, modernizare, corp principal, autorizația de construcție este valabilă și, de asemenea, trebuie obținut autorizația de la ISU. Iarăși, credem că nu va fi niciun fel de problemă să obținem avizul, autorizația, de fapt. La școala 36 din Craiova funcționează o grădiniță în curtea școlii. Lucrarea nu a fost recepționată nici până acum. Am vorbit cu doamna directoare mai devreme și i-am spus să facă de urgență recepția, să cheme pe cineva din partea primăriei și, bineînțeles, un reprezentant de la ISU, astfel încât se poată să fie autorizată și această grădiniță. Grădinița 17 de pe strada Teleajenului. S-au construit niște grupuri sanitare. De asemenea, nu au solicitat recepția și urmează să se întâmple acest lucru. La spitale avem autorizație pe toate corpurile, de la neuropsihiatrie, avem la Victor Babeș, este o problemă la Spitalul Filantropia, unde, după cum știți și dumneavoastră, clădirea maternității este clădire monument istoric. Nu s-a putut interveni foarte mult asupra ei, dar este clar că va trebui să intrăm și aici în legalitate. Acolo s-au făcut lucrări de igienizare, nu s-au făcut recompartimentări sau alte lucruri, dar s-a schimbat instalația electrică și în aceste condiții este clar că ne trebuie și avizul de la ISU.
În ceea ce privește celelalte instituții subordonate, avem probleme la Direcția de Evidență a Persoanelor, unde trebuie să intrăm în legalitate, la Ansamblu Maria Atanase, unde s-au făcut niște lucrări de reabilitare, în urmă cu 2 ani va trebui obținută și acolo autorizația, la Incubatorul de Afaceri. Aici a fost o chestiune mai mult procedurală, pentru că noi nu am știut până la urmă cine trebuie să ceară autorizarea de la ISU, având în vedere că noi clădirea respectivă am dat-o în administrarea unei alte entități. A fost un proiect pe fonduri europene care a început în anul 2012 printr-un parteneriat cu Ministerul IMM-urilor de la vremea respectivă. S-a dat în parteneriat acestei asociații conform proiectului depus. Și pompierii ne-au spus astăzi că, până la urmă, proprietarul este cel care trebuie să o obțină, deci chiar dacă nu mai este în administrarea noastră, va trebui să facem demersurile legale. La sala polivalentă se respectă absolut toate măsurile de siguranță, dar nu mai există documente pentru calitatea materialelor. Sala polivalentă, vă aduceți aminte că a început construcția ei în urmă cu 19 ani. S-au schimbat vreo 5 firme de la vremea respectivă. Nu au depus de la una la alta toate certificările de la început, studiul de fezabilitate din proiectul inițial. S-au pierdut pe parcurs probabil aceste documente de la firmele respective. Cert este că acum câteva luni, când am preluat noi de la CNI administrarea, nu ne-au fost puse la dispoziție. Și în aceste condiții, cei de la ISU ne-au spus că măsurile de siguranță se respectă, adică sunt hidranți, extintoare, absolut tot ceea ce este necesar, ieșiri de urgență, dar că va trebui să găsim undeva într-o arhivă aceste documente de calitate a materialelor respective. Începând de săptămâna viitoare, vom face un demers la CNI ca să ne scoată din arhiva pe care o au toate aceste documente, astfel încât să putem să obținem autorizația finală, dar cu certitudine, la ora actuală, nu sunt probleme pentru organizarea jocurilor. Însă ne-a atras atenția că ea are destinația de sală polivalentă, de jocuri sportive, și că ar fi bine până când obținem toată documentația inițială ca să vadă dacă proiectantul a prevăzut pentru fiecare persoană care intră în această sală polivalentă un anumit perimetru și cât măsoară acest perimetru, să nu mai organizăm spectacole în care publicul să fie pe teren. Adică putem să organizăm în continuare meciuri de basket, handball și așa mai departe, dar nu vom mai putea organiza acolo concerte. În această situație am rugat-o pe doamna Rela Filip să ia legătura cu organizatorii concertului de joi al lui Ștefan Bănică și să le propunem ca și variantă centru multifuncțional care este abilitat, are toate autorizațiile necesare. Ar mai fi problemă la târgul de săptămână, despre care o să-l las pe domnul viceprimar Dașoveanu să vorbească, să vă spună exact care este situația. Nu sunt alte probleme de obținere a autorizației la alte instituții ale primăriei, nici la sediile primăriilor. La Teatrul de Operă, pentru că m-a întrebat cineva mai devreme, Teatrul de Operă este înglobat în Colegiul Carol și este ca și instituție distinctă, adică ca și conglomerat de instituții tratat. S-a obținut avizul de la PSI pentru autorizația de construcție, dar autorizația ISU o vom obține abia la finalizarea lucrărilor de consolidare a clădirii respective. Cu alte cuvinte, în momentul în care
intri pe un proiect de finanțare europeană, așa cum ne gândisem noi că ar trebui să fie colegiul Carol, ți se cere obligatoriu la autorizația de construcție să ai aviz de la mai multe entități, CEZ-ul, gazele, ISU și așa mai departe. Noi am obținut acest aviz, dar autorizația finală nu se dă decât în momentul în care vii și pui în practică proiectul pe care l-ai asumat. Deci, cu alte cuvinte, autorizația acolo va putea fi obținută atunci când sunt finalizate lucrările. Oricum, au fost făcute verificări acolo, există extintoare, ieșiri de urgență, toate celelalte lucruri. Practic, probleme deosebite, noi nu întâmpinăm în municipiul Craiova, spre deosebire de alte orașe, unde am auzit că procentul este foarte mare la obținerea de autorizații la școli. Noi nu avem decât școli care sunt la ora actuală în reabilitare și la care va trebui să facem recepția și atunci să obținem autorizația finală de la ISU. Cam acestea le-am avut eu notate. Îl rog pe domnul Dașoveanu să vă spună ceva despre trecute săptămâni. Săptămână a obținut avizul inițial de la ISU la data de 05.07.2013. În anul 2014, noua conducere a piețelor a constatat faptul că nu s-a respectat pentru totul înălțimea și poziționarea anumitor chioșcuri. Actual, în această situație, în urma controlului care a avut loc în data de 19.06.2014, s-a constatat că nerespectarea proiectului duce la imposibilitatea acordării autorizației de securitate la incendiu. Târgu și fiind proprietatea firmei Texin, obligația pentru obținerea acestei autorizații aparține firmei Texin. În urma observației de neimplicarea firmei Texin pentru urgentarea obținerii de aceste autorizații de securitate la incendiu, conducerea pieței și târguri în luna a 8-a 2014 a solicitat primăriei Craiova și a obținut fonduri pentru a se implica în autorizare, în procesul de autorizare, care înseamnă atât dialogul cu firma care face acel scenariu la incendiu, dar și cu proiectantul care stabilește condițiile de securitate la incendiu. Au fost mai multe momente de depunere a documentației, de întoarcerea documentației, pentru că în permanență actele trebuind să fie obținute de la firma Texin, au fost foarte multe întârzieri. În luna mai sau